Atoscopul care îl avem nou este format din aceste echipamente electronice. Este o sursă de lumină, o cameră video, este o artropompă prin care introducem în genunchi serul fiziologic care facem camera de lucru. Și o unitate de shaver, este un aparat cu lama rotativă cu care curățăm practic leziunile articulare, meniscuri, ligamente, cartilaj articular. Deci putem opera artroscopic fără să facem o incizie mare la nivelul genunchiului. Intrăm cu două trocare, prin două incizii de câțiva milimetri și rezolvăm problema, leziunea, care e diagnosticată și investigată RMN înainte. La câți ani folosiți aparatul ultramodern? La câți ani? De când a apărut pe piață. Noi am mai avut un aparat, deci artroscopii se fac la Făgăraș și avem aparate mai vechi din donații. Le-am avut din donații din Germania, pe care le-am folosit, dar erau limitate, nu puteam face anumite intervenții. Și așa și munca noastră era limitată. Acum sperăm să facem operații din ce în ce mai complicate. Acum aparatul care îl avem ne permite.